În primul rând, ceea ce ne dorim este o prezență cât mai mare la vot. Orice vot exprimat duminică nu va face decât să ne ducă mai departe în drumul nostru comun către o Românie normală. O spun cu părere de rău, însă aceasta este realitatea. Orice absenteism la votul de duminică din turul 2 al alegerilor prezidențiale nu va fi decât un număr pus la reconstrucția PSD. Un scor mare al președintelui Iohannis, președintele care a ținut România cu fruntea sus în niște vremuri foarte grele în care PSD-ul a încercat să facă orice ca să mențină România în subdezvoltare. Un vot pentru președintele Iohannis nu va face decât să, în primul rând, să crească această colaborare proaspătă între guvernul României, guvernul Orban și președintele Iohannis și să slăbească cât mai mult Partidul Social Democrat, care nu a înțeles nimic nici din moțiunea de cenzură, nici din alegerile europarlamentare și continuă în aceeași notă de sfidare a românilor cinstiți și de protejare a acelora care nu respectă legea.